Mulțumesc, Natalia! Mulțumesc, Rusei Cărtăliețăl! Hai să ne întoarcem așa, din altă mâine. Noi suntem de la surpriză la domiciliul Colorion și am venit să-ți urăm la mulți ani astăzi. Ai tu așa idee cine s-ar fi gândit la această surpriză? Surorile. Așa este. O să ascultăm o dedicație muzicală din partea lor și la final își citesc și un mesaj. Da? Foaie verde sănătioară, am și eu o surioară. S-a crescut într-o grădină ca două flori pe tulpină. Foaie verde sănătioară, am și eu o surioară. S-a crescut într-o grădină ca două flori pe tulpină. Citești un mesaj care spune așa: dragă surioară, e ziua ta și nu putem decât să te urăm la mulți ani, să fii sănătoasă și toate visele să ți se îndeplinească. Ne gândim la tine mereu, să nu te simți singură, îți vom fi alături în toate deciziile pe care le vei lua. Ai încredere în tine și în visele tale, fii ambițioasă și puternică, cum ai fost și până acum. Mulțumește și fii recunoscătoare obștei mănăstirii pentru tot ce au făcut și fac pentru tine. Și noi, cu această ocazie, le mulțumim și le suntem recunoscători. La mulți ani încă o dată, surioara noastră mică. Și surpriza este din partea surorilor Corina și Ionela. O să te las să le spui tu câteva cuvinte atunci când o să o consideri tu, da? Că acum sunt sigură că ai emoții. Noi îți dorim la mulți ani și să ai parte de tot ce-ți dorești. Mulțumesc mult! Cu drag!